femeie în vârstă de 34 de ani cu 2 copii acasă a vrut să comande un Uber pentru a ajunge în Ucraina. Femeia a participat la ziua de naștere a unui prieten apropiat, când au început să vorbească despre situația din Ucraina. Aceasta susține că a băut puțin cam mult înainte de a chema Uber-ul. Conform DCNews.ro, femeia a dat comanda de mașină, dar drumul către Ucraina costa 4.578 de lire dus întors. Femeia a avut însă noroc cu banca, căci un consultant a sunat-o, crezând că i-a fost furat cardul. În acest fel, femeia nu a mai ajuns în Ucraina. Iubitul meu este în armată și vorbeam dacă ar trebui să plece. Am spus, dacă se duce, merg cu el. După un pahar, încercam să luăm un taxi spre casă. Am spus să luăm un taxi și să mergem să-i ajutăm, a precizat femeia. Uber a încercat să ia plata de 9 ori din contul meu. Erau destul de hotărâți, a mai spus aceasta. Un purtător de cuvânt al Uber a spus, putem confirma că nicio solicitare de călătorie nu a fost făcută cu succes în acest caz. Analizăm în continuare acest lucru pentru a înțelege ce s-a întâmplat, scrie Metro News. Trupele britanice trebuie să-și avertizeze familiile că ar putea fi dislocate pentru a lupta împotriva Rusiei, a declarat un soldat de top, scrie Daily Mail. Un adjutant a cerut trupelor din Marea Britanie să-i avertizeze pe cei dragi că lumea se confruntă cu noi realități și că Marea Britanie este gata să contracareze orice agresiune. Este important să-i pregătim pe cei dragi și familiile noastre, care au adesea cel mai greu rol în absența noastră. Ce vă cer acum este să aveți discuții despre o potențială relocare cu ei. Găsiți numere de contact pentru rețelele de asistență și persoane relevante care vă vor ajuta, cum ar fi ofițerul de asistență socială. Lumea s-a schimbat și trebuie să fim pregătiți pentru noi realități. Forțele de infanterie Royal Marines sunt staționate la ambasada Marii Britanii din Kiev, în timp ce mii de soldați ucraineni primesc o pregătire militară importantă pe pământurile britanice, relatează DCNews.ro.